Neața, băieți! Neața, bună! Veți de la Șerco? Suntem la Hard Enduro cu Gir, ziua 2. Ziua nu a fost praf, azi va fi praf și cald. Da, va fi. Ce așteptări ai de la ziua de astăzi? Nu știu, să-l prind pe colegul din urmă. Colegă, tu ce așteptări ai? Să nu mă ajungă din urmă. Dacă planurile sunt făcute de dimineață, da, făcute Flaviu, tu? Să fii tot ok. Să nu cade ale. Ai căzut ieri? Nu la concurs. Antrenamente. Te-ai trântit înainte pe jos ca să... Poziție ceva? Speri? Doi, îi place pe doi. Doi, pe trei. Doi. Doi, trei acolo. Unul nici cum nu reușești să le scoți, așa-i? Încă nu. Când o să trec la unul... Încerci la anul. Când ia unul, mă duc și la clasa B. Trebuie să discut, trebuie să discut cu băieții de la organizare să te trimitem la B la anul. Omul zilei. Ce le-ai pregătit la băieți mâine? Un traseu, așa pe scurt, spune-le. Un traseu plin de picanterii. Așa. În special pentru clasa hobby. O să fie ceva de împins. De împins la vale. Ah, ok. Cu aia e un fel de început. Până la aia o să aibă niște urcări ușurele. Expertul și băieții de la profi își vor aminti cursa? Expertul mai ales. Expertul mai ales. Am îngreunat-o puțin față de acum 2 ani. Dar totul va fi pe categorie. Deci nu e nimic mai mult decât ce se poate face. Și tot e realizabil. S-a făcut. Realizabil. Dacă cineva nu reușește, e problema lor, nu problema că nu se poate face traseul. Exact. În România, 5 team manager și unul lucra. Gata, fă un review repede cu ăsta. Cum se face? Se dau schimbul. De 20 de ani cu motoreta. Cât? Și schimbă cauciucul. Câți oameni e nevoie să schimbi? Un lucioli, așa. Un lucioli. Mulți. Auzi, hai să batem așa de vreo două ori. Să zi lucioli dacă ai 5 prieteni. Pricepuți să fie prietenii, că prieteni poți să ai. Îl puneți, nu? Nu, îl dăm afară, că nu vă spun, nu mai vrea cauciuc nou. Na, bar. Vezi? Asta înseamnă cu nou. Dar livrările sunt foarte fain făcute. Omei. Nu, le luați. Nu s-o luați în felul. Eu zic că e pâșit. Și așa începe Hard Enduro cu Gir 2019. Ziua 1 de cursă. Unii se mai pregătesc, alții sunt gata pregătiți. Sus! Yeah.
cred că va fi o zi cu praf. Suntem la primul blocaj. Wow. Hai băieți, să vedem cum îl scoatem afară, cine are timp. Stai puțin, stai puțin. Hai. Hai și tu treci o dată, bun. Hai și ăsta la alt. Hai, de aici merge. Stai numai puțin cu răbdare, că să vedem ce facem cu el. Acolo nu știu ce e și poate fi mai grav. Putem cumva pe surcă? Da, să-l tragem sus. Veniți să ne ajutați, cineva se grăbește tare? Aveți ceva sfori la voi? Da, n-ai sfori la tine, ai oprit benzina? Da. Foarte bine, ok. Stai că trec băieții și îl scoatem sus, afară. Da, da, vin. Lasă motorul ăsta aici. Da, la vedea la cum e treaba. Lasă-l. Hai, frate, copii. Hai, frate, că și toți dacă rămânem așa, hai să merem mai mult. Da, da, din asta sunt aici. Fii atent. Auzi? Era foarte tare dacă aveam o frânghie să... N-avem un capul. Hai să stăm jos. Îi dăm, o pornim. Și o tragem, sus, sigur. Hai să-i tragem, Luce, altul. O tragem sus, că vine. Auzi, ești tu la gaz să trag eu? Hai, da, ok. No, hai să te ajut. Hai, bă, copii, hai. În jos, din start, nu e o soluție. Hop. Hai. Hai, fața sus prima dată. Opa. Hai, lasă-l jos, hai. Hai, 2, 3 și... Bun, numai puțin, Că se ține, Dar numai puțin. Că se ține în cringe, uite așa, bun. Gata, aici am mâna mie. Hai, ce curge bine. Oprești benzina. Da, să iau astea, că... A, ce-au ruzicat. Bă, o pornim. Încercăm să-i dăm trai în viză. Benzina. Da. Opa. Da. De ce s-o iau tata de... Corn. Hai. Hai, și... Hai, și... Stop. Stop. Nu, nu, nu e bine. A trebuit să o întoarcem. Stai să vedem dacă mă pot duca pe ea să o pornim. Să o pivotăm așa sus. La buton. Hai. Mă un pic. Op, stai că nu reușesc să urc eu cu voi împreună. Îmi dau drumul. Hai da. Stai, mi-ai lăsat un pic în jos, măi, prinde bine. Auzi, dar trebuie să o scot din viteză, să o tragem. Că se ridică foarte mult față și nu ajung la ea. Hai. Bă, mai trece tu unul în spate. Beti! Dacă poate cineva aici jos. Mai unul în spate. Că foarte mult îmi ține spatele solicitat. Mai unul în spate, tată. Hai, bă, băieți, bă, să scoate și pe asta. Vrei să-mi prinde ea? Da, să o ții puțin, că se ridică tare fața și nu apuc să o trag. Da, lasă-te-vă un pic mai jos să prindem. Că am scos-o din viteză și... Mai jos, mai jos. Dar încearcă pornești, mă. Se ridică sus fața. Hai, acum. 2, 3 și... Stop. Hai, și... Hai. Stop. Frână, stai, stai. O țin, o țin. Hai. Hai și... Hai și... Hai, m-am oprit de pauză. Stai. Prinde, n-are nimeni. Nu. Mai treceți unul, doi în spate. Mă duce în spate. O leg fix de roată, da, tată? Da, sigur. Păi atunci hai că mă tragi în pot dacă e prindea, bă. Nu mai are rost să stăm în spate. Hai, băieți. Hai, acum mi-e dă mână, mă. Nu, nu, nu. Lua toate. Da, cu motorul de-aia acum. Chestia cu motorul e că dacă prinde, se ridică aici, nu pot să-l țin. Știi? E prea sus. Hai, 2, 3 și... Bun! 2, 3 și... Bun! Da, să urc și eu! Hai, 2, 3! Stai! 1, 2, 3! Și! Bun! 2,
Nu, nu treci lângă motor să ții de el. Dacă vine pe lemn, vine bine așa și îl pot împinge mai bine așa de jos. Da, dar stai să... Mamă, ce faci? Îți tragi în care fața, o lăsăm în pula mea aici, că nu mai pot. Hai! 2, 3 și... Ah. Bun. Ia de cor, ca. Acum stai că ridic sus. Hai, hai, hai. Hai sus. 3. Și hai. Hai, 2. 3. 1 2 3. Și hop. Hai. 2 3 și bun, stai așa, urc și eu. 2 3 și hop. Hai de cap. Hai, hai, 2 și întoarce invers. Da, în pula mea. Se întoarce pe drum. Hai, hai, hai. Și ha? Mai poți să boiați un joc. Ba da. Dar se ridica prea sus și nu puteam să-l țin. Mamă. Jeep 2019. Sunt pentru prima dată aici, la ei. Terenul e fenomenal. Uscat, praf. Tu închizi CU? Nu, mai vine și Petrica, se mai ieși ăsta acum. Ah, am înțeles. Că mai era un spate băieți, de asta întrebam, ok. Am mai depășit eu doi, că mai am 5 concurențe să dau, să nu rămân, să îmi iau mecanic la ei. Oh, mi-am înțeles. Dacă, nu, trebuie o piață ceva am la mine, trebuie un schimbător, o manetă. Doamne ferește. Am cule, imediat le sunt frate. Aha. Stai că vin și eu numai puțin. Acolo, pe pământ, de pământ, n-ai venit. Da, stai să-l lasă treacă. Poți? Da, da. Hai să scoatem pe el primul, că degeaba tragem asta sus dacă... Hai, 2. Hai. 3. Și... Bun. Data. 2, 3 și așa. E tare nisipos urât aici. Hai să o lăsăm asta așa, să scoatem pe el afară. Hai. Că nu vom putea trece de el cu asta, știi? Da. Și pe urmă le... Hai, du-te, du-te. Du-te că o punem a ta sus acolo.
Trage-i sus spatele. Spatele sus. Oh. Hai. Spatele sus, fața jos. Trage fața sus și te împing eu, să ieși. Băi, lasă-o, că dacă nu poți. Poți. Stai, 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 bineînțeles, la Cugir. Uite în spate două chestii interesante. Olegu, concursul de sânii e aici? Cine? Concursul de sânii. Da, da, aici e concursul de sânii 2019 cu Gir. Hop. Poți să ai ce frâne vrei tu pe aici, că tot te duci. La cât e de mare panta. Oh. Cam așa arată. Copacii stau cam așa. Păi, ce viitură a fost aici, ce apă. Clasa ce cu Gir. Poate de 100 de kilometri a curse făcuți. Mi ajunge ceva. E foarte, foarte uscat. Ceea ce face Caterinul să fie destul de alunecos. Începe alimentarea, am alimentat. Mulțumim tuturor. Sunt care ați văzut, sunt care nu. Ne-am adus benzina sus. Mersi, spor să aveți. Parcă ești în Mongolia, în zona asta. La zona întinsă. Mâncat pe toată săpată de mistreți. A fost numărul 1 aici în spatele meu. Pauză de hidratare. Ne alegem trasa frumos și punem o linsură de la treabă.
No, asta nu-mi place ce văd aici. Da, măcar nu am creat probleme masive. Op. Da, fain părul aici. Tot pe Hane are din păcate, are schimbătorul rupt. Dar nu renunță, se descurcă cum poate. Mai schimbă, mai nu schimbă. Mai dă din ambreiaj. Important e să ajungă la finish. Cobor de 2 minute în continuu. E atât de lungă coborul de asta. Cum mizitoare de lași coborurile, abia așa se termine. Destul de solicitant traseul. Atenție, sunt la clasa C. După coborul ăsta mai lipsește un pârâu și ne-a rezolvat Alex. Atenție! Bună ziua! Ce s-a întâmplat? Cum ești? S-a întâmplat că mi-a arătat să mă duc în jos, din apă, și am căzut în apă. A. Păi pe acolo se merge, nu? Nu, nu, de jumătate de oră. Se arunce acolo urmă, semnul în dreapta. Drept, de acolo mi-a arătat așa cu mâna, drept. Și m-a dus drept și am căzut în apă, nu mai pornește, este de jumătate de oră aici. Ok. Păi ar trebui să ajung sus la drum, probabil, și vine staful și... Tot aia ar trebui, n-ar mai trebui nimic. Și cine ți-a arătat? Cine ți-a arătat să mergi? Asta a fost aici, din acolo, mi-a arătat drept înainte. Nu, asta n-a fost aici. Fata a fost acolo și mâna a fost drept înainte. Dacă era aici, aș arăta drept. Ridică sus motorul. Dăm câteva pedale. Da, scoate apa afară. Și dai mai lung și trebuie să pornească. Storci bine filtru. Eu cred că ai intrat acolo. N-are șanse să intre acolo. Da, da. Dar nu așa. Trebuie tot ridicat 90 de grade sus. Eu nu mai pot să ridic o piatră. Hai, mă ajută. Cred. Trebuie să o prind pe Alisa, prima fată, care a trecut de vreo 5 minute aici. Cam așa au trecut. Eu am fost acolo. Mai bine? Da, mai sunt. Ai timp să golești un pic apa din motorul ăsta? Ok. Da, scoasă la asfalt și vine după ea, o să le zic la băieți. Ai sunat pe cineva? Ar trebui să sunăm, să știe și să... Bujia, și bujia ar trebui scoasă afară, știi, dar mai bine o aduce la bază și le facem toate. Mai scoate mâna în asfalt, să poate pleacă. Da, hai, nu ajută! Salut! Dar voi nu sunteți pe traseu? Băieți, fete și fani, e unul dintre punctele de control trafic. Cu cel mai meseriaș staff, am auzit că o să fie și premiat. Domnul Oniga, cum ți s-a părut evenimentul organizat de colegul tău, Alexandru? Foarte bine. Aici am avut plăcerea deosebită să vedem sportivi adevărați.
alergători la 55 de kilometri și, bineînțeles, riderii noștri care sunt extraordinari. Punctul e așa de important încât șeful da. A stat cu noi aproape toată ziua. Da. Vă dați seama. L-a țintuit aici o pană, așa ai? Da. O pană la Tublis și o bandă galbenă de rezervă. Da, oricum, oricum concursul are multe lipsuri. Cum ar fi? Bere, bere slănină. Și slănină și bere și slănină. Deja sunt 5. Deci am stat aici. Și pâine. Merge fără pâine, dacă avem bere, da. Merge fără pâine. Deci protocolul a lipsit complet. Complet, da. Și avem și un accidentat. Da. La loc... Deci accident la locul de muncă. Am înțeles. Nu e nimic important. Nu e nimic grav. Totuși durerea cea mai mare care e, domnul Grațian? Niciuna. Ce vă lipsește cel mai mult? Bere. Asta de ce ați văzut? Bine, ne vedem la finish. Oh, ce faină cară. Hai să vedem. Îi dau eu? Ce să faci acolo, incredibil. Bravo, bravo, bravo! Chiar nu m-am așteptat să urci. Poți? Ana, locul 2, spune-ne ce nu ți-a plăcut la cursă. Că mi-am rupt schimbătorul în prima vale cu bolovan și am venit cu schimbătorul pe jumătate. Nu mai dădeam un șpiț așa ca la cal, mă uitam unde. Dar... Unde și loveai? După, cred că după start la 5 km mi-am rupt schimbătorul și voiam să mă gândeam, zic, nu, gata, s-a terminat, o să abandonez, dar... Ai venit până la sfârșit. Nu erai pe locul 2 dacă abandonai, vezi? Probleme de navigație, marcaje. Nu. Am putut ok, așa e? Da. Super. Atât de greu a fost clasa încât și-o rup cismele. Ce s-a întâmplat? Cum a fost traseul? Cum au fost marcajele? Lasă-mă. Transmite ceva la Alexandru acum când ești proaspăt încă venit. Acum ce-am pădure. Transmite și acum live. Nu-i mai transmit nimic, lasă. Ți-a plăcut cursa? Băi, a fost faină, dar... A fost cursă de electrocasnice, A++. Nu, era unele chestii care trebuiau accentuate. La marcat vorbim. Ai dat bine ai... Ai dat binișor, să zicem. Marcaje rele, ce v-ai găsit? Ceva de repus. Am mai găsit așa, dar nu pot să repus. Am venit să mă distrez, m-am distrat, nu, e ok. Ia urmă, gumă. Tu ce-ai făcut cu asta? Bă, nu mi-o prins deloc. Serios. Ura. Uite, mă. Ia uite. Da. No. 100 de euro guma, 3 papuci. Ce, s-a dus și ăla? Oi. La talpa o face. Acolo le tragi cu autofiletantă și... Da, nu e o problemă, că... capseze, nu. Da. Unul de la fete. Felicitări. Spune-ne cum ți s-a părut cursa. Probleme de navigație, marcaje, ceva lipsă? N-am avut, nu m-am pierdut, nu, a fost chiar ok. Traseul a fost bun. Da, foarte. Felicitări. Deci la CP2 am pierdut 15-20 de minute. De ce? Pentru că ăla de la CP mi-a spus clar. Nu ne-au lăsat clasa să trecem. Clasa C nu trece pe aici. Simplu. O filmat un băiat ăla cu șerton. Deci nu v-a lăsat să treceți? Păi nu. Da, da, m-am, da, deci m-am dus de vreo 5 ori. Vine plus că o vin de la B, era să mă lovească și era de la B. Bine, m-am tras eu pe majoră, îți dai seama, eu vin cu șpan. La CP2 eu a fost Jeep-ul. Da. Nu, ba da, era tata lui, tata lui Alexandru, nu? Nu, nu, a fost un băiat CP4. El a fost CP4, la benzină, la CP2. Și ați mers greșit sau de ce nu vă lăsați? Nu am mers greșit, ne-am mers bine. Pentru că jos era semn, B și C în stânga. Băi, i-am dus, băi, am zis, bă, o fi greșit undeva... Ceva am greșit, ne-am întors înapoi, iar am măsut jos, iar am venit în sus, de vreo 4 ore așa. Pe bune? Serios, și nu numai eu.
cred că am vreo 10-15 care s-au întâmplat în tot felul de pe mâine. Am înțeles. Ei, tot în stânga, în dreapta, mă, în stânga, în dreapta, mă. Nu se vedea, nu era... La anul reveniți cu un prieten? Nu, niciodată. Nu recomand. Slăbuț. Foarte slăbuț. Mersi frumos. Problema e că... În afară de asta, traseul, ce ai modificat la el? Ce le-ai transmite la organizatori? La traseu aș modifica să condiție fizică, să am eu mai bună. În rest n-aș modifica nimic. Ți-a plăcut, așa e în rest? La lumea, doar că eu e primul meu concurs și condiția fizică... E zero. Asta că recuperezi până la anul. S-a pus foarte bine. Da. Mersi frumos. Bine, dar cu cel mai experimentat rider de aici, pe care anul s-a mai mulți kilometri ca toți împreună. Da, lasă și alții, nu mai... Ia spune-ne ce s-a întâmplat, cum a fost. Bine, foarte bine. Puține greșeli, na, la ritm mai puteam să lucru puțin, că nu... Greșeli la marcaje? A, nu, mă refer la mine. Da. La tine? Era derutant uneori marcajul, da? Mhm. Asta, te schimb direcția. Te-ai pierdut de câteva ori? Mă, nu m-am pierdut, dar mă opream și mă uitam bine unde se continuă. Deci trebuia să te oprești, aia era. Da, 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 bine. Gripul a fost bun, dificil tare traseu sau? Nu, nu, așa, potrivit. Super, daune? Nu. În Andrei. Vicecampionul. De interviu. Cu KTM. Cum ți s-a părut cursa de la Cugir pentru tine, cum a fost? Hai, super. Traseu dificil. Super cursă. Realizabil da, totul? Super, da. Motorul, daune ceva? Da, daună totală i-a făcut. Cum așa? Daună totală. A, ai rămas fără apă și nu i-ai băgat? Da, da, da. Am înțeles. Un piston, un cilindru și e ca nou. Ca nou. Marcajele cum ți s-au părut? A fost bine? Da. Probleme? Să te pierzi? Nu. Ceva de modificat, de recomandat pe anul viitor la Alexandru să facă? Dacă poate să plouă. Să aducă ploaie, așa ai? Da, da, da. Să aducă puțină ploaie. În CP-uri ceva ți-ai fi dorit să ai? Ploaie, un cârnaț, o bere, o slănină? O gagică. Nu, ăla chiar e super. Aha, super, bine. La ce au tânjit, la aia au ajuns. Aia e cea mai faină. Hai, domnule.